Teologia creștină se axează pe credința că Isus din Nazaret este Hristosul sau Mesia, sinonime care evidențiază statutul său de rege salvator desemnat de divinitate. Scrierile Noului Testament abundă de referiri la Isus ca fiind Hristosul. Termenul Hristos înseamnă etimologic unsul, da, în limba greacă, la fel ca sinonimul său, Mesia, care provine din alamaică, respectiv ebraică. Ideea că Isus este unsul, Hristosul sau Mesia, pătrunde în Noul Testament, dar aceleași scriere arată că titlul de uns, Hristos, Mesia, a fost aplicat lui Isus într-un mod consecvent doar după moartea, învierea și înălțarea sa. Isus însuși a evitat în mare măsură această denumire, deoarece aceasta dezvoltase conotații eronate. În timpul vieții sale, Isus și-a reeducat ucenicii pentru ca aceștia să aibă o apreciere mai exactă a modului în care ar trebui înțeles acest concept de uns de Hristos în lumina învățăturii Vechiului Testament. În timp ce contemporanii săi așteptau un rege care să exercite controlul politic și militar de la Ierusalim, Isus a învățat că împărăția sa nu va fi definită de granițe politice, ci va accepta oameni din toate națiunile. În evangeliile sinoptice putem observa abordarea lui Isus față de funcția mesianică. Ca o introducere la această secțiune, trebuie remarcat faptul că Evangheliile furnizează informații precise cu privire la așteptările mesianice actuale. Matei relatează că sfernicii iudeii ai lui Rod au fost în măsură să-i spună imediat că Mesia se va naște în Betleem. Luca consemnează confuzia populației cu privire la faptul că Ioan Botezătorul era Mesia, ceea ce reprezintă o mărturie puternică a așteptărilor lor. Și mai specifice sunt dovezile din Evanghelia lui Ioan, unde se spune că Ioan Botezătorul a negat cu enfază că el era Mesia. Și unde primii ucenici ai lui Isus, la prima lor întâlnire cu el, au crezut că l-au găsit pe Mesia. Indiferent ce înțelegeau ei prin acest termen. Când reticența lui Isus de a folosi titlul sau de a-l recunoaște este pusă în contrast cu afirmațiile din relatările lui Luca despre înviere, potrivit cărora Isus a expus din scripturi necesitatea unui mesia care suferă, atunci este nevoie de o explicație. De ce s-a trecut brusc de la reticența din perioada de dinaintea învierii la expunerea deliberată după patimă și înviere? Răspunsul trebuie să se afle în faptul că răstignirea și învierea lui Isus făcuseră acum imposibilă o interpretare pur politică a misiunii mesianice. Isus însuși face apel la un eveniment împlinit dar pătimirea ca bază a pretenției mesianice. Acest lucru ar fi în armonie cu punctul de vedere conform căruia în gândirea iudaică nu se aștepta o revendicare a mesianității până când misiunea mesianică nu era încheiată. Spre deosebire de Evangheliile sinoptice, Evanghelia lui Ioan menționează două ocazii specifice în care tirul de Mesia este aplicat lui Sus. Ambele ocazii fiind la începutul slujirii. Mai mult, Ioan păstrează forma aramaică și în același timp oferă traducerea greacă. Apare o problemă legată de faptul că relatarea lui Ioan presupune că primii ucenici au recunoscut imediat statutul mesianic al lui Sus. În timp ce evangheliile sinoptice nu arată nicio conștientizare acestui lucru până la mărturisirea din Cezarea lui Filip, o soluție este să presupunem că în aceste locuri relatarea lui Ioan nu prezintă o tradiție autentică, ci o interpretare suprapusă peste tradiție. Dar folosirea titlului mesianic de către femeia din Sam din Samaria este de înțeles, deoarece pentru samariteni Titlul nu ar fi fost supus acelor, acelor ași neînțelegeri politice ca în cazul evreilor. Într-adevăr, este sigur că ideea femeii despre termenul Mesia ar fi fost foarte generală, deoarece samaritenii se gândeau la un restaurator care urma să vină, dar erau vagi în ceea ce privește forma pe care o va lua eventuala restaurare. Deși Evanghelia lui Ioan este dominată mai mult de conceptul lui Sus ca fiu al lui Dumnezeu, Prezentarea mesianică joacă un rol important. Impresia generală a Evangheliei este că Isus este Mesia. Nu în sensul speculațiilor curente, ci într-un nou sens spiritual care este de neînțeles în afara conștiinței lui Isus. Acum observăm că termenul Mesia, Hristos, în epistolele lui Pavel a devenit precum un nume propriu. Este probabil ca romani, Capitolul 9, în versetul 5, să fie singurul caz în care Hristos este folosit în mod specific în sensul de Mesia. Dar formele Iisus Hristos sau uh, Hristos Iisus sau Domnul Iisus Hristos care apar în toate epistolele lui Pavel arată cât de fundamental era conceptul de Hristos în gândirea apostolului. El nu are nicio îndoială că Iisus este Mesia, apostolul Pavel nu nu are nevoie să demonstreze acest lucru. În relatarea din faptele apostolilor, Pavel, la scurt timp după convertire, nu numai că a recunoscut că Isus era Mesia, dar chiar a demonstrat acest lucru evreilor din Damasc. Recunoașterea rolului mesianic al lui Isus a jucat în mod clar un rol important în convertirea sa. El a avut con contacte directe cu mulți dintre primii creștini și cu siguranță ar fi auzit de afirmația consecventă că Isus era Mesia. Aceasta a fost nu numai una dintre temele majore ale învățăturii și predicii creștine timpurii, ci și cauza principală a opoziției evreilor. A fost un factor important în opoziția lui Saul din Tars față de credința creștină. Prezentarea lui Isus de către Pavel diferă într-un mod radical de prezentarea din evanghelie. Diferența vitală a fost făcută de învierea lui Isus. Prezentarea lui Mesia în ipostaza suferindă din Evanghelii devine acum Hristosul viu și triumfător din epistole. Dar totuși nu este mai puțin Mesia. În cadrul Noului Testament, titlul de Uns Hristos Mesia este înstrânsă legătură uh, cu ideea de regalitate. O asociere care are o lungă istorie în tradiția iudaică. Cartea lui Samuel din Vechiul Testament consemnează cum Saul și apoi David au fost unși cu un delem de către profetul Samuel pentru a semnifica numirea lor divină pentru a conduce peste israeliți. Predominant în Vechiul Testament, termenul ebraic, Mesia, la uns, desemnează un rege. Vechiul Testament dezvoltă așteptarea că Dumnezeu va trimite un viitor rege. Prin dinastia Davidică, pentru a îndeplini scopurile sale răscumpărătoare pentru întregul pământ. Acum în conformitate cu această așteptare, Evanghelia după Matei asociază conceptul de uns, de Mesia cu ideea că Isus este fiul lui David. În tot restul Evangheliei Sale, Matei povestește cum Isus, ca fiul lui David, a venit să întemeieze împărăția cerurilor. Ideea că Isus este un rege, în ciuda educației sale deloc regale, este proeminentă în, în evenimentele care înconjoară execuția sa de la interrogatoriului lui Pilat la a soldaților, la semnul care a fost pus deasupra crucii. Acum, în timp ce scritorii Noului Testament afirmă în unanimitate că Isus este unsul, Cristosul, Mesia, cele patru evanghelii sunt consecvente în a observa că Isus însuși a evitat să folosească titlul de Mesia, de Hristos. Unsul pentru el însuși. El a preferat mai degrabă să folosească denumirea de fiul al omului. Expresia fiul omului apare de 70 de ori în Evangheliile sinoptice și de 12 ori în Evanghelia lui Ioan. De fiecare dată când apare fiul omului, ea apare în, în cuvinte atribuite lui Isus. După toate probabilitățile, expresia fiul omului nu a fost percepută de alții ca având conotații mesianice. Contemporanii lui Isus nu au văzut-o ca pe un titlu mesianic și nu a fost adoptată ulterior ca atare de către Biserica Primară folosirea de către Isus a cuvântului a sintagmei fiul omului, precum și evitarea deliberată a titlurilor care aveau implicații mesianice, este demnă de remarcată lumina modului în care ucenicii săi i-au atribuit mai târziu, fără echivoc, titlul de uns, de Hristos, de Mesia. Cea mai bună explicație pentru acest fenomen este neliniștea lui Isus față de modul în care era înțeles, în general, conceptul de Mesia în vremea sa. Deși părerile despre venirea unui rege Davidic erau departe de a fi unanime, există o așteptare generală că acest rege va relansa soarta poporului evreu ca națiune, aducându-i eliberarea de sub jugul ocupației uh, romane. Pe fondul unor așteptări mesianice confuze, Isus și-a reeducat ucenicii în ceea ce privește înțelegerea conceptului de uns, de mesia clarificând speranța mesianică prezentată în Vechiul Testament. Acest proces este reflectat în special în parabolele despre împărăție din Matei, capitolul 13. Dovezile Noului Testament cu privire la Isus ca uns, Hristos, Mesia, arată că abia după moartea, învierea și înălțarea sa, ucenicii săi l-au proclamat public ca fiind regele promis. Renunțând la așteptările contemporane legate de un rege Davidic care să restabilească soarta lui Israel, Petru a proclamat în ziua cinzecimii că Isus era acum pe tron ca Mesia, la dreapta lui Dumnezeu. Bazându-se pe Psalmul 110, la primul verset, pe care Isus însuși îl folosește pentru a argumenta că fiul lui David va fi mai mare decât David, Petru îl vedea pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, până când toți dușmanii săi vor fi supuși. Calitate de Rege înălțat, Isus va aduce în cele din urmă întregul Pământ sub autoritatea sa inaugurând o nouă eră de armonie universală în împlinirea așteptărilor Vechiului Testament. Mărturia lui Petru este ulterior reluată în toată cartea faptele apostolilor, pe măsură ce primii ucenici ai lui Isus îl proclamă ca fiind Hristosul. Acesta este adevărul, pur și simplu.